dimineața! Bună dimineața! Ceasul pe ecran. Ceasul nostru pe ecranul dumneavoastră. Să vezi, bun! Este ora 9! Și un pic, las că e mai bine să nu fie ceasul. Parcă ne-am vorbit, nu ne asortăm deloc. Păi de asta nu ne asortăm, că nu ne-am vorbit. Da, tu ești în verde, cum îi spune asta, verde electric. Eclectic. Și eu sunt în albastru Ciel. Decedat, pentru că e... albastru Ciel. Nu, în sensul că este un albastru, vezi, pal așa. Infinit. Nu, palid așa, e nedecis. Dă-mi 10 lei și tac. Acoperiți-i capul cu ceva? Cu umbra unui copac sau mai bine? Chiar cu... Mă rog. Nico, tu ce cauți cu un ligenuț în mână, draga? Bună dimineața, bună dimineața, Georg, bună dimineața, Nico. Bună dimineața, bună dimineața. Bună dimineața, inginerilor. Bună dimineața, domn profesor. Les Enfant, haideți să ne, lângă mine vă alăturați și cuvântul meu ascultați, că ce am să vă citesc o treabă foarte de excepție. Zice așa. Nicuț, unde ești, Nicuț? De ce dispare băiețașul ăsta al meu? Vino, mă, că. Unu, șterge și mie mapa asta de suc, că este plină de suc, și masa asta de suc, și doi. Vino, mă. Dragii mei, vă scriu câteva rânduri în speranța că această scrisoare va ajunge la voi și veți ști că aveți o admiratoare în plus. Înfocată, credeam. Plus. Plus. Nici nu vă imaginați cât de mult îmi sunteți dragi pentru glumele voastre, buna dispoziție și tot ce vă mai trece prin cap. De dragul vostru am compus câteva strofe, articluit niște stihuri, care sper să vă placă. În fiecare dimineață mă uit la televizor, însă nici vorbă de piață, iar la treburi nu am spor. 3 ore nu fac nimic, vă privesc și vă ador, iar când dispăreți un pic, chiar îmi vine ca să... Scuzați, mor. Și în orice dimineață eu am să vă urmăresc, așteptând un semn de viață de la cei ce iubesc. Cu toată admirația, Mariana Roșu, 32 de ani, căsătorită cu 2 fetițe minunate. Stați un pic că mai avem. De-ați rămâne ziua toată. Știi tu ziua toată de a rămâne? Da, da, știu, îmi imaginez, adică. Dar rămâne ziua toată și nu m-aș mai sătura. Poate se împlinește odată ruga și dorința mea. Poate nu, adică... Și pe Georg eu îl aștept în mica lui bucătărie. Uite-l ce față are. Mica lui bucătărie, pregătind pane de piept, o salată, o iahnie, un cotlet, o tocătură. Când prepară fel de fel, dulciuri sau o prăjitură, eu zic că e dulce el. Este. S-a și tuns, s-a și tuns, da. Mai ales că, hai să spunem acum cât avem, cât e cu rimă, cum s-ar spune, prăjitura Teodora, pe care astăzi o vom inventa pe loc. Yes. Prăjitura Teodora, psihologică. Da, Gheorghe a nebunit de tot, e nebun, nebun. Zice, draga mea, zice, vreau să inventez o prăjitură care să fie ca tine. Zic, ce vrei să spui? O nebune. Nu, nu, deci și știu ce vrei să spui, dar eu spun altfel. Deci o prăjitură ca Teodora, siropoasă, dulce, aromată. Cum mă, siropoasă, mă? Etică, siropoasă, așa. Siropată, mă, nu siropoasă. Siropoasă, așa. Gaviotica. Gaviotici, mea. N-am cuvinte să vă laud, la voi totul merge bine. Serios? Păi cuvânt? Eu privesc și eu aplaud pentru a voastră istețime. Pe Mădana o iubesc în larac, zice, de bani. Chiar așa, de ce trăiesc? Nu să sper zile și ani. Dragă Teo, Mircea, Dana, Georg, Nicu și Cuana, toți ceilalți care sunteți, ce vă spun, o să credeți? Sunteți preferații mei, Marianei din Adjud, vă iubesc cu mult temei, eu vă pup și vă salut! Ha. Am primit și eu o scrisoare, să știi, de la Tomescu Florentina. Iau. Din Mehedinți. Ce zice? Numai de bine, bineînțeles, și eu voi citi, da, numai ce așa. Gheorghe, ești un bucătar mai economic, dar nemaipomenit, prepar mâncărul și deserturi delicioase mai pe buzunarul oamenilor. Deci foarte... Rima unde? Rima, cred că e în partea asta, altă, știi, la... mai jos, la Iași. La Cilibia, da. Da. Un satâr... Cam atât, cam atât. Aici mai mi se dau 2 rețete. Ce? Să spune să dau explicații, dar nu mai... sunt deja niște explicații prea... Prea de ochiate și nu pot să... Serios? Dă-le încoace, că le dăm noi. Cum de ochiate, măi? Deci, s-a privit ochiul. Dar de ce? Nu știu. Niște porcării? Vai, niște obscenități, vai, ce drăguț, primim scrisori porno. Vai. De ce? Explicați-o. Sărată bulgărească, asta e bine. Aia e bine, da, aia sunt de acord cu tine. Te rog mult de tot, Georg, mai rar, ești prea rapid. Cum mai, Georg? Ești așa de rapid? Dar, păi știu, prea iute ești, măi. Uite, dacă scrie, și scrie pe hârtie cât de dezamăgit. Mă rog. Da.
stimați... Nu e bine, e pur așa, așa, știi, e mai... Da, da, ai dreptate, mai răruț că e mai drăguț, cum spunem noi, în emisiunea noastră. Oameni buni, de capul meu trebuie am să vă dau o veste foarte bună. Și una foarte proastă. Să începem cu cea foarte proastă. Vom fi împreună cu dumneavoastră până după ora 12. Iar îi chinuim, săraci. Vestea bună e că sunteți răzbunați. Mi s-a furat casetofonul din mașină! He, he, ce drăguț! Vai, vai, ce sinistru! Mi s-a furat casetofonul când am intrat ieri dimineață cu gând să mă duc la service, când am intrat Nicu în mașină. A paralizat. A paralizat? Iată. Nicu, da? Nu-i venea să creadă. Și am intrat în mașină și măre de unde ieri mă priveau niște leduri ce s-aprindeau și susurau în urechile mele obosite triluri nemuritoare. Acum mă priveau niște fire. Niște răjghinături așa. Niște fire, stimați telespectatori, a intrat hoțul în mașină fără să forțeze ușa, fără să zgârie broasca, fără să murdărească mașina, fără să fure nimic altceva din ce era mașină, și anume rolele. Apropo, vezi că le-am lăsat tot în mașină, dacă ai potrebuință, furele și pe astea. Știi, rolele alea cu care ne-am plimbat noi pe aici până emisiune, că am uitat să le iau și eu le-am lăsat în mașină. Erau mânușile din piele. Mă rog, mai erau tot felul, o carte. Mă rog, cu cartea aceea să facă. Da, o carte. Așa. Dar el nu. N-a rupt nimic, a desprins frumos. Și din fire, nu le-a smuls nimic. Tot frumos, cu grijă, pac, a plecat. Bine, eu cred că și știu cine mi l-a furat. Sunt niște băieți la mine în cartier care se ocupă de astfel de lucruri. Stau 4-5 blocuri mai încolo pe stradă, în jos, așa, pe prevederi. Și unii dintre ei își mai petrec timpul liber și în fața blocului meu. Mi se pare că, mă rog, cu ceva timp în urmă îi și văzusem încercând. La mine pe la... Nu, dacă îi vedeam încercând, păi la ora asta le cântam Doamne ferește. Doamne ferește, dar nimic, poate cine știe, le vom cânta pentru că timpul este înainte și sunt convins că îi voi mai revedea pe la mine pe la bloc, că chiar să mă duc eu la scara lor. Știi că dacă m-aș duce eu la ei acasă să mi ți întreb, ar zice: "Ce cauți tu aici? Du-te la scara ta, du-te la scara ta." Du-te și joacă la scara ta. Așa că eu aștept să vină la scara mea. Unul dintre ei este chiar foarte... Bine, îi bănuiesc, dai seama, n-am dovezi, dar nimic. Scot eu adevărul de la ei. Vai de capul nostru la omul sărac. Mu. Am primit nenumărate scrisori de la Ghiulai Edit, de pe strada Mioriței din Luduș. De unde am mai primit? Că vă spun imediat. De la Ursachi Monica din Bulevardul Traian din Hunedoara. Din partea mamei a lui Codruța. Zice, vă urmăresc în fiecare zi la televizor, îmi place mult alea, dar aș avea o rugăminte la voi dacă se poate. Vreau ca în emisiunea noastră să vă să transmit la mulți ani fiicei mele, Ursachi Codruța, care face pentru 1 decembrie 6 ani. Dacă se poate să dați un cântec frumos pentru ea, cu ocazia zilei de naștere, vă mulțumesc din suflet, din partea mamei a lui Codruța. Deci, ne-a mai scris și mama a lui Codruța. Fiți atenți aici cum facem. Hai să povestim despre emisiune, că tot pierdem vremea aici. Lungim. Lucrurile stau așa. Nu altfel. S-a terminat la uzurpadora. Doamne, esperando portu amor. La uzurpadora. S-a terminat. Și la uzurpadora. Cu Paola, care a murit. Dacă te mai prind că vorbești urât de Paola, te lovesc, să știi. Despre morți numai de bine. Și înainte să moară, i-a și spus lui Paulina: ascultă-mă pe mine, nu fi proastă. Moritate cu ăla care e banul adevărat. Nu știu, eu am plâns, stimați respirator, pentru că vorba lui Oreste, ne-a lăsat Paola. Da, ne-a lăsat Paola. Dacă ne-a lăsat și Paola, este cu atât mai cringe. După o vârstă este dramatic. Da. S-a terminat, dar nu e o problemă. Deoarece, la Antena 1, în locul lui uzurpadora, va veni Colivia de Aur. Colivia de Aur! Sau, e altă melodie. Haula. Haula. Scrie Haula. Deci, bani din Haula. Exact. Primim. La așa. Haula de Oro. Cu un băiat care o privire destul de stresățică, dar înțeleg că filmul este are accente... Da. El n-a aflat și el că există pe pământ niște aparate cărora de lumea le spune conspirativ de ras. Fii atent. Nu, este... ea are o privire chiar stresată. El are o privire... uluită, amenințătoare, nedumerită. Pe când ea este stresată, da, dreptul. Filmează-o pe ea, nu pe Teo, că pe Teo mai vedem. Continuând, filmează acolo. Dar taci ca să eu să fac acum coloană. Continuând seria telenovelelor de succes, Antena 1 vă propune, începând de duminică, 29 noiembrie, care înseamnă azi, vezi că te-ai încurcat în colivie. Oi! Cintezoaie. Așa, o nouă poveste impresionantă despre viața și iubire, Colivia de Aur, o producție mexicană în 60 de episoade. Cum, doar 60? Atât.
Mor repede. După moartea părinților, când începe deja în prima, Oriana Valtiera, Edith Gonzales în cazul nostru, este adusă de către bunicul său la Villa Miraflores, un superb domeniu, o colivie de aur unde singurii prietenii sunt natura, servitorii și mătușa Ofelia. Deci, în loc de, cum o cheamă pe aia? Filipina, cum o cheamă pe aia? Da, Fidelina. Fidelina, care era Fidelina. Mama lui Stefania, care a luat-o pe câmpie când a auzit și care a nebunit Stefania. Ai, nebunit și Stefania. Și spune la Abuela Piedad, îi spunea maica superioară. Da, Abuela Piedad, a cui mamă e? Abuela Piedad este mama noastră a tuturor. Este mama lor, dar mama moartea neașteptată, pentru că continuă seria deceselor neprovocate. Neprovocate, moartea neașteptată și sperăm nota redacției naturală a bunicului îi schimbă radical. Fără dureri. Existența. Asta am să spun. Este acum moștenitoarea unui averi considerabil, vezi tu că nu oricine... A suferit? Soția unui renumit avocat, Flavio Canet, un bărbat rafinat care ascunde însă o personalitate lacomă, tiranică, egoistă, porcule, măgarule, ghiță, bucătarul, neam, zărăcăciosule. Un bărbat trăinule. Oriana. Oriana. Află de existența unei surori gemene, Paola și Paulina, cum ar veni. Carolina o cheamă, care trăiește în Bola, na, 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 Puerto Rico. Eu vreau pe Carolina, nu, nu mă duc la Carolina, nu mă duc, mă duc la ea. Lasă vie ea la mine și apoi o vedea. De bine și apoi o vedea. Așa. Care la rândul ei și anume Carolina va moșteni jumătate din averea, mă înțelegi, bunicului. Care? 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 O privește după un norișor. Carolina. Pentru că până acum vorbirea moare, bineînțeles. Și ea? Eu îți spun. Bă, ăștia seamănă toți între ei. Cred că n-au avut buget. Ori erau toți întâmplari. Moartea misterioasă a Carolinei îl aduce pe Alex Moncada, soțul ei, Moncada, la Villa Miraflores undercover. Underground. Oriana și Alex ajung să-și unească destinele. Împărtășească iubirea, implicându-se total și fără remușcări. Deci câte episoade are filmul? 69? 60. Așa. Precizând că duminică și anume azi vor fi difuzate începând cu ora 17 două episoade dintr-un film prea minunat care se numește Colivia de Aur. Par la mem ocazion, și anume cu aceeași ocazie, în emisiunea Teo și Mircea Show de astăzi, Visero vor oferi niște trei colivii de aur. În acest sens, lasă-mă un pic, am făcut rost de colivia de aur. Deci, pe lângă asta, care este și ea, ia uitați-vă dumneavoastră, un superb colivii de aur cu lănțișor. Deci asta e colivie de aur de adevăratele, dotată cu lănțișor. Deci, eu sunt convins că dumneavoastră, stimați respectatori, n-ați înțeles foarte bine, dacă desigur ați avut ocazia să vedeți promoționalul și a fost difuzat doar de câteva ori. N-ați înțeles prea mare lucru din el, că nu era foarte explicit, deși noi așa îl realizasem. Deci, istoria cu promoționalul, ca să ajungem la colivia de aur pe care dumneavoastră o veți primi. Deci, ideea era în felul următor. Eu eram corbu. De fapt, hai până afară să-l arătăm cum era promoționalul neapărat original. Haideți afară. Hai. Nicu, găsește o scară să mă urc în pom. Deci veniți să vă arătăm cum era de fapt inițial promoționalul. Deci Mircea, o să te rog să ții colivia, că și la tine trebuie să... Eu țineam colivia, fiți atenți cu mie. Dar-ari. N-ajunge cablu, ajunge, se poate mai copii. Ajunge, că a ajuns și data trecută. Dar rămas cu Carolina. Da. Veniți în coastii, mastele spectatori. Măi, dar aduceți o scară, căci nu am cum să mă urc în acest pom totuși. Să ajut, adică colegii mei o scară. Eu sunt răgușită. O scară. Marian Popa, faceți rost de o scară. Face rost de o scară. Există, hai imediat că vine. Hai Marian, imediat, hai Marian. Arătăm cum era promoționalul original. Că e păcat, nu s-a înțeles nimic din el și am muncit mult la el. Plus că nici n-a fost difuzat și e păcat să se piardă. Nu dăm aici, profesor, acolo. Dăm haina acolo, de pe tine, ci să ia cu mine bine. Imediat. Păi dăm haina de pe mine. Este Marian Popa, cel mai bun șef de producție din România, din trăiască familia. Patrie. Are întotdeauna haina pe el. Da. Și aveam haină, era lui Lucia Marinescu. Da, și avea haină. Domnule, felicitări. Mulțumim. Asta ar da să vă pup. Așa, la revedere. La revedere. Așa, bun. Tu ce, uite-l mă pe ăsta. Bă, băiatule. Ui, și eu stăteam undeva pe aici. Da, deci un moment. El era corbul, dacă vă aduceți dumneavoastră aminte, de fabula lui La Fontaine, pe care noi am văzut-o și în filmul... ce film era? Noi, ce film era, da. Veronica? Aia cu... Deci... N-am fost atent, n-am fost prudent. Deci eram așa, fățeam așa. Fiți atenți, da. Ia uitați-vă. Deci eu aveam în gură, ca să zic așa, o colivie de aur pe care ea vulpea o dorea. Da. Și eu făceam așa. Crau, crau, crau. Oh, cât ești de deștept. Amă, lasă-mă cu de-astea, mă. Ia ca, știți, sperând să scap lănțișorul.
Hai mă, lasă-mă cu d-astea, mă. Crau, crau, crau. O, cât ești de frumos. Hai mă, lasă-mă cu... Am treabă, mă gândesc la ale mele. Crau, o, crau. O, cât ești de inteligent și de profund în gândire, inginere. Bine, bine, lasă-mă. Dar știi că la ora 17 începe noul serial cu Olivia de Aur? Și eu ziceam, cum? Și se prindea în ramură, pentru că exact. A fost o greșeală. Că de fapt trebuia să cadă pe pământ, dar s-a prins de rămurică. Și după aia noi râdeam. S-a prins de rămurică. Lucru știi care n-a fost la cameră. Știi că trebuie să iei bijuteria de acolo, că eu după aia nu mă urc. Așa, da. După care, Mircea... După care tu le spuneai telespectatorilor că începe cu Olivia de Aur. Vedeți că la ora 17... Ah, nu, ziceam așa. Ce nevoie am eu de colivia lui atâta vreme cât la Antena 1 vom oferi 3 colivii de aur în cadrul emisiunii Teo și Mircea Show? Și la ora 17 va începe filmul Colivia de Aur și alte asemenea detalii tehnice. După care camera se muta pe mine și eu săream din copac. Vino încoace ca să sar din copac, vino mai jos și filmează aici. Așa, rămâi așa. Și mă filmez acum când eu sar din copac. Ai grijă, grijă! Și eu ziceam, nu știu, pe mine nu mă întrebați nimic, că eu acum picai. După care mai cădeam o dată. Hai, da! Înțelegeți? Că alunecam încă o dată. Oh, nu pot să cred, nu pot să cred. Așa. Bun, acum că v-am arătat și promoționalul... Cam cum ar fi trebuit să fie? Așa. El a fost, dar nu s-a difuzat? Hai, haideți înăuntru, că mi-e un fric de noi. Așa. Ah, mulțumesc. Vreau frumos, profesor. Mulțumesc mult. Haideți, copii. Peste hainea lui Marian Popa. Mamă, ce frig e. Ce frig e, ce frig e. Măiculiță, măiculiță. Bun, ați înțeles de ce se va întâmpla în emisiunea noastră? Da, fii atent. Până la un moment dat, căci mai avem și alte premii și alte pentru noastră. Deci lucrurile stau în felul următor. O să oferim de la ora 9 și vreo jumătate, zic eu, colivii până la ora 12 și ceva. Dar pentru că sunt numai 3 colivii, că sunt de aur și știți dumneavoastră, aurul, nu? Am zis să vă mai dăm și alte premii. Apropo, și anume, unde este Colivia? Deci, știi că este a doamnei Ruscior, deocamdată. A, nu, nu, uite, e în buzunar. Adică e buzunar, până când intră în posesia telespectatorului okay. nostru. E, pe lângă aceste colivii, vă vom oferi astăzi până la ora 12 și un sfert, sub genericul Teo și Mircea Re-show, vă vom oferi re-show-uri, stimați spectatori. Sunt 15 reșouri care vă așteaptă, începând din orice secundă doriți, să dați telefon, intrați în legătură directă cu noi, stăm la o parolă, puteți să vorbiți cu Nicu sau cu Gheorg. Auzi, în promoțiunea nouă pe care nu l-am văzut la televizor, că n-a fost difuzat, Gheorg spunea că o să gătească șalău, șalău menie. Menie. Pe reșou, ții minte? Pe reșou, da. Ai șalău? Șalău am, dar n-am reșou. Îți dăm noi reșou, dar meniul ai? Îl am și meniu. Sau îl uite așa. Îl facem, îl pregătim. Eu nu eram acasă, s-a difuzat totuși acest promoțional. Odată, am văzut. Așa? Și cineva a spus, dar nu este vorba despre șalău meniu, ci despre sos meniu. Tu ce ai răspunde la această provocare? E adevărat, sosul este meniu. Da? E adevărat, dar iar mă rog, se spune șalău cu sos meniu. Exact. De ce n-ai spus, măi, așa? Îmi cer scuze. Răspuns de se spune, normal se spune filet de șalău cu sos menie. Ai văzut? A avut dreptate. Cine a zis? Cine știe, știe. Florin. Florin a zis. Concentrează-te data viitoare, te rog foarte am mult, să, da? Am să țin cont așa, de sugestia ta. Vezi că m-am certat cu, cu el toată seara pe tema asta. Ce dăm prima? Pe scurt, ce dăm primele? Începem cu reșourile sau începem cu coliviile? Începem cu două rațe pe gunoi. Numără din 2 în 2. 2, 4, 6, 8 și ne oprim când avem să alegem ceva. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28. Reșouri! Reșouri! Rămâneți cu noi și o să vă oferim și coliviile de aur. Crau! 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 N-am fost atent. Vrei n-am fost prudent. Mi-a cântat. Nu, a fost cu minte. A fost cu minte. Am bătat Dolin cu șire. Nu m-ar mira dacă într-o zi erou de fabulă voi fi. Am zis și precis. Precis. Hai bă, că-i bățat. Cum să nu vă spui? Mai vrei să mai cânt un pic? Hai mai cânt un pic. N-am fost atent. Băi, vezi că încep eu să cânt. N-am fost. Mă scuze. Deci, da? Bună dimineața. Alo. Alo. Da? Alo. Bună dimineața. Bună dimineața! De unde ne sunați? Din Borșa, Maramureș. Din Borșa, Maramureș? Wow, fantastic, fantastic! Veți câștiga un reșou, știați? Nu! Bun, și atunci de ce ne-ați sunat? Păi, ca să discut cu voi, să vă spun că vă iubesc. Vă mulțumim foarte mult! Că mi-a fost dor de voi, că am mai vorbit cu voi. Așa. Da. Vă uitați numai duminica? Să vă felicit pentru emisiunile pe care le faceți. Sunt minunate. Mă trezesc cu ele în fiecare dimineață.
Vă dezgrețesc frunțile și cafea. Da, da. Vă beți cafea împreună cu noi? Nu, pentru că eu nu beau cafea. Sunteți originală, doamnă, da. De descrețit, fruntea vi se descrețește? Măcar fruntea. Da, bineînțeles. Fruntea, așa, fruntea. Cum vă numiți, doamnă? Edith Maria. Edith Maria. Că vedem că vă numiți fruntelată. Ria. Doamnă, să știți că ați câștigat un reșou. Sunteți bucuroasă? Vino și filmează brele și da, mulțumesc. Vreau să vă întrebăm niște lucruri. Dumneavoastră ne vedeți și în timpul săptămânii sau suntem numai oaspeți de duminică? Absolut în fiecare zi. De la ce oră la ce oră? De la 7 la ora 10. Ah, fantastic. Deci asta este telespectator continuu. Ar trebui să vă dăm mai asta. Rar așa, da, exact. În continuu. Mai rar așa ceva. Bravo, domn. Cred. O să vă ziceți că s-a terminat uzurpadora, doamnă? Păi nu-i nimic. Va fi alta și mai bună, probabil. Sigur că da. Dumneavoastră, cu cine ați ținut? Cu Paola sau cu Paulina? Cu abuela Piedad. Păi cu cea bună, cu Paulina. Paulina, că era, da, mai bună. Dar ce mai știți, doamnă, de Moharras? Care pe mine mă obsedează, nu l-am mai văzut în ultima vreme și mă întreb ce-a făcut. O fi plecat din țară? Ce-a făcut Moharras? Nu știu. Că copilul ăla micul... Probabil că trăiește mai departe știți, așa. Viața. Păstos ăla. Cu un turg... Păstos ăla plângăcios. Tot timpul vorbea cu Moharras. Turgor, cu un turgor păstos. Turgor. Turgor, da. Doamnă, rămâneți pe fir celul care este. Rămâneți pe fir. Să rămână. Da, da. Transmiteți-i transmiteți tuturor maramureșenilor că iubim foarte mult, da? Chiar foarte mult. Serios. Bine, și ei la fel pe voi. Să rămână. Mulțumim mult. Știi, noi ne-am arătat numai promoțional cu Colivii și după aia le-am dat reșori. Hai să arătăm și promoțional cu reșori. Stai seama că aminte cum era. Lume. Da, da, da. Asta era. Deci, fii de alens. Nu mai prea, nu prea mai ține. Nu mai, nici eu nu mai țin de asta. Lume. Duminică. În emisiunea Teo și Mircea Reșou. Mare dreptate. Încă o dată. Lume. Nu lume la început. Numai asta vrei să... Duminică. Bă, da. În cadrul emisiunii Teo și Mircea Reșou vă dăm bilețe, răcori. Nu, vă dăm fiori, reșouri. Și reșouri. În momentul de față mai avem de oferit 14 reșouri și 3 colivii de aur, pentru că la ora 17 în seara asta începe o nouă telenovelă, Colivii de aur, în care toți mor de la început, astfel încât cei care rămân vor putea fi eroi îndrăgiți de telespectatorii acestui serial. Da. Este o epurare masivă la început. Asta înseamnă că actorii au fost plătiți mai puțin, că dacă a murit spre început personajul, au mai scutit și ei de la buget. Și astfel rămâne numai două personaje, care ca după un cataclism nuclear, care ce să facă, nu? Pac! Își unesc singurătății. Destinele. Astea. Uite, hai să analizăm un pic posterul. Pe mine mă fascinează. Dăm camera să filmez. Deci, dăm camera că mă apucă. Dă jos, mai fiți atent, stimați. De ce să stau ușor? Gata? Mamă, mi-a dat asta cu căștile în cap. Dar pune-mi-le pe urechi, ca să aud indicațiile regizorale. Așa. Fiți atent, stimați telespectatori. Ok. Hai, te o să analizăm. La haula de oro. Da, uite, scrie la haula. Ce înseamnă haula? Simplu, Colivia. Pentru că scrie în engleză The Golden Cage. Uitați-vă la el. Iată. El are o față ușor nedumerită, un pic interesată, dar fără profunzime. Ca și cum ar vedea un cal alergând pe un bondar, deci un cal cățărat pe un